Faceți parte din Partidul Social Democrat. Sunteți deputate din partea Partidului Social Democrat, partid care e la guvernare acum, alături de PNL, care, culmea, are un ministru acum la energie. Partidul Social Democrat este mulțumit de activitatea ministrului energiei, domnul Virgil Popescu? Este un ministru care ocupa această funcție de 2 ani de zile, poate 2 ani sunt. Știți, când ești într-o coaliție, sunt anumite principii pe care trebuie să le respecti. Iar un principiu pe care trebuie să-l respectăm cu toții este că fiecare partid are puterea și să-și nominalizeze persoanele cele mai pregătite în funcții de ministru. Noi nu putem comenta decizia Partidului Național Liberal de a-l susține în continuare pe domnul Virgil Popescu, însă noi putem să atragem atenția și o facem în mod deschis cu privire la lucrurile care nu funcționează. Și pe lângă ce s-a întâmplat ieri, mai este și problema ordonanței de urgență care întârzie. Pentru că la 1 aprilie, actualele prevederi în vigoare legate de compensare și de plafonare vor expira. Noi am venit la masa negocierilor și la masa discuțiilor cu colegii noștri din coaliție cu propuneri, cu lucruri care să fie unele prelungite, altele măsuri noi luate după 1 aprilie. Însă, decizia efectivă de a promova această ordonanță de urgență este la Partidul Național Liberal și, bineînțeles, la primul ministru. Și ca partener de guvernare, dar mai ales ca partid care se îngrijorează de soarta oamenilor, noi în continuare facem apeluri repetate și publice și în cadrul discuțiilor să venim, pentru că dacă nu, se apropie data de 1 aprilie și iarăși va fi o stare de emoție în populație, ceea ce este normal și cred că poate fi evitat. Adică putem să venim din timp cu aceste măsuri, astfel încât să nu mai contribuim și noi la starea de anxietate a populației și a mediului de afaceri, pentru că nu e vorba doar de populație. Exact. E vorba și de companii și de oameni care trebuie să plătească salarii, de oameni care trebuie să plătească utilități și care nu știu cum să facă acest lucru. Și iarăși vor veni distribuitorii, pe de-o parte în mod legitim, și vor spune: nu ne-ați dat suficient timp să ne pregătim. Și nu înțeleg de ce se întârzie. S-a întârziat și în luna ianuarie, se întârzie și acum, iar aceste lucruri nu pot fi acceptate, iar noi, ca Partid Social Democrat, tot spunem că nu putem să le acceptăm și că trebuie să se întâmple cât mai repede. În ce stadiu este acest document? E un draft? Se lucrează? Aș vrea să vă pot răspunde la această întrebare, dar din păcate nu știu în ce stadiu este. Din punctul nostru de vedere, noi am avut discuțiile de la finalul lunii februarie, începutul lunii aprilie, ar fi trebuit să fie gata. În ce stadiu este el acum, nu știu.